și penultima întâlnire. Mi-ar fi plăcut să fie mai mult, dar într-adevăr sunt obositoare. Transportul este obositor. Ele sunt minunate. În seara aceasta vom avea ceva foarte, foarte interesant și special pentru dumneavoastră, pentru toată lumea, de fapt. Vom discuta despre problemele coloanei vertebrale, iar gândul spiritual vă va desfăta, pur și simplu. Iar eu o să vă aduc un lucru foarte parfumat. Ceapa și usturoi. Vă doresc din tot sufletul să fiți cu sufletul și cu mintea aici și să vă îmbogățiți. Audiție plăcută! Și în seara aceasta. Mă bucur să văd fețe cunoscute și mă bucur de asemenea să cunosc persoane noi. În această seară o să vorbim despre o problemă care ne supără pe aproape toți, cred. Cine are dureri de spate sau a avut măcar o dată în viață dureri de spate? Cine nu are pentru momentul când n-are spatele asigurat, cred. N-are spatele asigurat. Da. Politicienii încearcă să ne asigure de multe lucruri, dar astăzi o să ne detașăm de sfera politică și o să vedem ce putem face pentru spatele nostru. Înainte de a începe să desfășurăm seminarul, vreau să vă spun că durerea de spate cuprinde atât persoane tinere, cât și persoane în vârstă. Persoanele adulte, fie că sunt la 30 de ani, fie că sunt la 40, fie că la 50, toată lumea are parte de durerea de spate. Durerea de spate care se poate localiza mai sus, mai pe la mijlocul spatelui sau mai jos, da? Și o să vedem imediat ce se petrece. Vrem să vedem de ce apare, cum o prevenim. În primul rând, două cuvinte despre funcțiile coloanei vertebrale. Noi știm, coloana vertebrală ce adăpostește? Modul spinării, da? Care, împreună cu creierul nostru, formează sistemul nervos central. Vă închipuiți dacă nu am avea creierul protejat de cutia craniană și măduva spinării protejată de coloana vertebrală, ce s-ar întâmpla? Da? Deci, aceste organe vitale sunt protejate astfel încât noi să fim sănătoși. În primul rând, funcțiile coloanei, una dintre ele este aceea de a proteja măduva spinării, așa cum am spus. O altă funcție este de a permite mișcările corpului nostru. Și toate mișcările pe care noi le facem, le facem dacă avem o coloană vertebrală care funcționează corect. Dacă vi se întâmplă uneori să încercați să vă aplecați, să luați un obiect, da? Și ziceți, au spatele, nu mai pot mai mult de atât, da? Și încercați să faceți mișcarea din genunchi. Pentru că acolo este o problemă la nivelul coloanei vertebrale. Sunt mișcări de... nu o să vă dau exact termenii medicali. Ne aplecăm, ne lăsăm pe spate, ne lăsăm de o parte și de alta sau chiar putem să facem rotația trunchiului dacă avem o coloană vertebrală sănătoasă. Câte ceva despre spatele nostru. Există mai multe regiuni ale coloanei vertebrale. Și știți foarte bine, avem coloana cervicală. Ați auzit de spondiloză cervicală? Ați auzit. Este o boală degenerativă, care se instalează cel mai sus, da? La nivelul coloanei vertebrale cervicale. Știe cineva câte vertebre cervicale avem? 7. Foarte bine. Trebuia să oferim și premii în seara asta, că avem persoane care știu să răspundă. 7 vertebre cervicale. Dacă punem mâna și facem și exercițiu, punem mâna la baza craniului, avem o gaură acolo. De acolo începe prima vertebră cervicală și dacă coborâm așa pe spate, găsim ceva care iese în evidență, da? Ați găsit? Aceea este ultima vertebră cervicală. Nu vă apucați să-i dați în cap.
Da? Cineva spunea că îi se întâmplă ceva, este ceva din corp și trebuie să o pisăm bine că nu este bună umflătura aia. A șaptea vertebră cervicală are un proces care este mai reliefat, da, față de celelalte vertebre cervicale. Deci nu vă apucați să faceți masaj pe ea, că nu se duce. Da? Primul segment cervical, format din 7 vertebre cervicale. Apoi urmează cel mai lung, da? Cel mai lung segment, care se numește toracic. Este format din câte vertebre? 12. Foarte bine. 12 vertebre toracale. Urmează segmentul lombar, care este cel mai puternic. Deci avem un segment cel mai lung, avem un segment cel mai puternic. Este format din 5 vertebre lombare. De ce credeți că este cel mai puternic? Vertebrele lombare sunt cele mai mari ca dimensiune. De ce? Foarte bine, foarte bine, pentru că acolo, la nivelul mijlocului, am putea spune că segmentul lombar formează zona mijlocului, acolo este greutatea cel mai puternic susținută. Și urmează segmentul sacral și segmentul coccigian, care împreună am numit mai aici segmentul pelvic, da? Ați auzit și de vertebre sacrate și de vertebrele coccigiene. Structura coloanei. Am spus și puțin mai înainte că avem coloana vertebrală care este alcătuită din vertebre. Vertebrele sunt suprapuse una peste cealaltă. Ele nu stau cumva haotic, ci sunt unite între ele, da? Prin discuri, prin articulații și ligamente. De o parte și de alta a vertebrelor avem și mușchii. Și despre mușchii aceștia o să discutăm puțin mai mult, să vedem ce rol au ei și dacă ne folosesc la ceva. Bineînțeles că pentru a avea o coloană vertebrală stabilă, avem nevoie să funcționeze toate aceste structuri foarte bine. Discurile să fie sănătoase, articulațiile, ligamentele și nu, în ultimul rând, mușchii. Aici, vedeți două vertebre suprapuse, da? Observați că între două vertebre există ceva. Acest ceva se numește disc intervertebral. Se numește intervertebral pentru că este așezat între două vertebre. Discurile intervertebrale sunt situate pe tot traseul coloanei vertebrale. Ați auzit de hernia de disc? Cu siguranță. Haideți să vedem ce se întâmplă. Un disc din acesta intervertebral, îl avem aici mai jos, l-am scos dintre vertebre și l-am pus aici, este format din. Este la exterior un inel fibros, da? Deci are o structură puțin mai dură, și la interior este un nucleu, se numește nucleu pulpos, care are o structură gelatinoasă, 90-90 și ceva la sută apă. Problema, și o să ajungem imediat să explicăm ce este de fapt hernia de disc. Deci am reținut nucleul pulpos la mijloc și inelul fibros la exterior. Aici avem și nervi, care uneori sunt prinși în hernia de disc și de aceea avem dureri de spate, care uneori rămân localizate la nivelul mijlocului, alteori coboară pe picior. Și cu siguranță ați avut și dureri care v-au coborât pe picior. Bun. Avem peste 30 de mușchi și tendoane care contribuie la echilibru, la stabilitate și la mobilitatea coloanei vertebrale. Avem tot felul de mușchi, da, care permit foarte multe mișcări. Avem mușchi care ne permit aplecarea, avem mușchi care ne permit să ne lăsăm pe spate, avem mușchi care ne permit mișcările de lateralitate, avem mușchi care ne ajută să ne rotim corpul. Ei acționează fie în grup, fie în antagonism. Ce înseamnă antagonism? În timp ce unii fac ceva, ceilalți fac altceva. Este ca un fel de sistem din acesta de la roți sau, nu știu, se împletesc foarte bine activitățile lor. Acești mușchi care se găsesc de o parte și de alta a coloanei vertebrale
poartă un nume special. Fiii numim mușchi paravertebrali, pentru că sunt de o parte și de alta, fie îi numim grupul multifidus sau mușchi multifizi. Și o să vedem de ce vreau să ne oprim asupra lor. Acești mușchi se întâlnesc pe toată lungimea coloanei vertebrale. Începând de la regiunea cervicală până la regiunea lombară, găsim peste tot mușchii aceștia stabilizatori. Ei, aici vreau să explic puțin inervație segmentară și asigură controlul unui singur segment al coloanei. Ce se întâmplă? Dacă apare o problemă musculară la nivel cervical, nu suferă și mușchiul paravertebral de la nivel lombar. Și asta este un lucru foarte bun. Fiecare răspunde de o anumită zonă. Nu se bagă peste treaba celuilalt. Și asta este un lucru foarte bun. Mai departe. Ce fac ei? Acționează trăgând de vertebre spre spate. Adică o poziție corectă a corpului, da? Înseamnă să am o musculatură paravertebrală foarte bună. Ei acționează trăgând coloana spre spate și nu mai devenim cocoșați sau alte probleme de torsiune ale coloanei. Sunt activi și spuneam că sunt foarte importanti, sunt stat în picioare, da? Stăm în picioare? Dacă stăm în picioare avem nevoie de mușchii aceștia. În aplecare, în rotire, în ridicare, în mers, mergem? Înseamnă că avem nevoie de mușchii aceștia. Fac foarte multe lucruri. Și vreau să reținem că mușchii aceștia multifizi sau paravertebrali asigură cam 2/3 din stabilitatea coloanei vertebrale. Credeți că este important să avem grijă de ei atunci? 2/3. O să vedem cine mai asigură încă 1/3. Dar 2/3 o asigură acești mușchi paravertebrali. Bun. Mușchii aceștia, ați auzit de contractură paravertebrală? Ați auzit. Adică musculatura paravertebrală se contractă foarte puternic. La bază poate să fie o hernie de disc. De aceea, când aveți deseori contracturi paravertebrale, trebuie să vă gândiți că s-ar putea să fie vorba și despre o hernie de disc și să mergeți să faceți un control. Da? Dacă nu spuneți neapărat că fac un masaj bun și îmi trece. Da, masajul paravertebral face foarte mult bine. Dar dacă această contractură apare frecvent, trebuie să ne gândim care este cauza contracturii paravertebrale. Și atunci trebuie să facem un examen. Spuneam că 2/3 din stabilitatea coloanei vertebrale o asigură musculatura paravertebrală. Cine mai asigură cealaltă treime? Păi mai avem nevoie și de alți mușchi care să ne ajute. Și anume, musculatura abdominală. Da? Spre exemplu, dacă nu dăm importanță musculaturii abdominale, nu o să avem o stabilitate corectă a coloanei vertebrale. Și atunci este bine să facem niște exerciții și o să vă arăt în final și aceste exerciții care ne ajută să avem o musculatură abdominală foarte bună. Nu vă mai dau numele mușchilor, că nu este important neapărat să-i reținem. Cauzele durerii. De ce apare durerea lombară joasă, să-i spunem? În primul rând, poate să fie vorba despre un nerv ciupit. Adică povesteam la un moment dat că o terminație nervoasă sau chiar un nerv poate să fie prins între vertebre și atunci durerea să apară. Altă cauză a durerii poate să fie discul herniat, adică hernia de disc. Și asta vreau să ajung să vă explic, să înțelegem exact ce se întâmplă în hernia de disc. Aici avem un disc intervertebral sănătos. Da? Nucleul este la locul lui, inelul fibros este în regulă. Nucleul se gândește că ar trebui să plece de acolo și să nu mai stea la locul lui și începe să împingă, da? Începe să împingă în inelul fibros
Uitați, aici el începe să, aici deja a rupt inelul fibros, împinge și mai tare în inelul fibros, până când acesta se rupe, da? Apasă pe nerv și de aceea apare durerea. Uitați, aici încă nu s-a rupt inelul fibros, dar el apasă pe nerv. Acest lucru se petrece în hernia de disc. De aceea apar dureri în această boală, pentru că nucleul pulpos începe să împingă în nerv. Dar cauzele durerii de spate pot fi și de altă natură decât cea mecanică, spre exemplu. Și anume, putem să avem o boală inflamatorie, cum ar fi, spre exemplu, spondilita anchilozantă sau alte boli din această sferă, din spondilatropatii. După aceea putem să avem osteoporoză și după menopauză ne gândim și la acest lucru. Și nu numai femeile, ci osteoporoza poate să apară și la bărbați. Apoi putem să avem infecții, neoplazii, ne gândim la cancere, la metastaze sau boli renale și, sau boli pelvine. Da? Nu neapărat dacă ne doare, simțim o durere la nivel lombar, înseamnă că avem o problemă la nivelul coloanei vertebrale. Putem să avem o problemă la rinichi și să dea iradiere la nivelul coloanei vertebrale. Hernierea aceasta, deci hernia de disc, se poate produce atunci când eu am îndoit maximal coloana. Vreau să mă aplec să iau un obiect de jos și în loc să mă aplec din genunchi, da, să-l iau, eu mă aplec din coloană. Și la un moment dat spunem că m-a blocat. În timp ce m-am aplecat să iau ceva de jos, am rămas cu coloana blocată. De cele mai multe ori să știți că hernia de disc apare în timpul unei îndoiri maximale a coloanei vertebrale. Sau, dacă doctorul, când vă duce și spuneți că vă doare coloana lombară, el vă întreabă, ați ridicat greutăți în ultima vreme sau ridicați greutăți în mod constant? Pentru că la ridicarea de greutăți se poate declanșa și hernia de disc. Ocupațiile sedentare, de asemenea, și vârsta tânără sunt factori de risc în apariția herniei de disc. Nu se știe exact de ce, din ce în ce mai mulți tineri au această problemă. Aici niște radiografii, să nu vă speriați de el, trecem repede peste. Vom vorbi puțin despre controlul motor eronat, durerea care apare datorită unui control motor eronat. Spre exemplu, unii mușchi fie uită să-și facă treaba, uită să se contracte, fie uită să se relaxeze. Și atunci apare acest control motor eronat. Și avem aici o schemă care ne va ajuta să înțelegem mai bine. Fie că am supra-solicitare musculară, fie că am sub-solicitare, apare o leziune la nivelul musculaturii. Da? Și atunci leziunea ce produce? Dureri. Și în felul acesta se instalează controlul motor eronat. Motor vine de la mușchi. Să nu vă gândiți la motor de mașină, că nu este vorba despre asta. Mușchi stabilizator. Deci acești multifizi. Ce fac ei? Spuneam că oferă o bună stabilitate a spatelui, conferă postura corectă a spatelui. Ei asigură două treimi din stabilitatea spatelui și pot controla în mod individual fiecare vertebră. Aici vreau să ajungem, este, o numesc eu, parte practică. Care sunt factorii de risc pentru durerea lombară? Păi, în primul rând, posturile statice de lucru. În momentul în care stăm foarte mulți, foarte mult timp, aplecați, da? Este bine ca după ce ne ridicăm, după ce am stat mai mult timp aplecați, să nu ne angajăm imediat într-o altă activitate solicitantă. Stăm puțin să se echilibreze totul și apoi putem să ne apucăm de altceva. Da? Nu vă ridicați și începeți imediat o activitate. Un alt factor de risc pentru durerea lombară ar fi postura de lucru așezat.
persoanele care stau foarte mult timp la birou, tinerii care stau foarte mult timp la calculator, acuză dureri lombare. Pentru că apare de cele mai multe ori și o tasare vertebrală. Da? Este bine, ce putem să facem în cazul acesta? Dacă avem o muncă ce ne solicită și ne ține la birou, este bine ca undeva la 10-20 de minute să schimbăm poziția de pe scaun, iar undeva la 50 de minute să ne ridicăm pur și simplu și să facem chiar câțiva pași. Este bine pentru coloana noastră vertebrală. Mai departe, vă amintiți de aceste exerciții pe care noi le-am învățat la școală, da? Când eram noi mici și mergeam la sport, făceam anumite exerciții. Ei bine, o să vedeți că pentru persoanele care au probleme cu spatele, și anume cu zona lombară, sunt interzise anumite exerciții despre care ați putea crede că ne-ar face bine. Această flexie, deci doamna începe de undeva de sus cu brațele și vine jos. Acest exercițiu este absolut interzis la persoanele care au probleme lombare. Bineînțeles că ridicarea, împingerea sau tragerea de obiecte este interzisă la astfel de persoane. Încercăm să avem grijă, acum ales că vine iarna, la cum ne încălțăm, să nu alunecăm, pentru că se va produce mult rău la vertebrală. Avem un abecedar pentru persoanele care, am văzut că sunt și persoane în sală care notează unele lucruri. Cum putem să prevenim aceste leziuni la nivelul spatelui? Ce putem să facem? În primul rând, ar trebui să plănuim activități variate. Da? Am avut o activitate în care am stat în picioare, haideți să plănuiesc și o activitate pe care o fac de pe scaun. Da? Dacă pot să curăț, dacă vasele nu le pot spăla decât în picioare, atunci cartofii pot să-i curăț și stând pe scaun. Sau, mă rog. Este bine ca în timpul ridicării oricărei greutăți să evitați să îndoiți coloana foarte mult și este bine să vă aplecați din genunchi, dacă nu aveți gonartroză, că și asta este o problemă. Unele persoane nu se pot apleca nici din coloană foarte bine, nici din genunchi. Încercați să luați ceea ce este mai puțin grav, da? Și să folosiți. Dar pentru evitarea problemelor de spate, este bine să evităm îndoirea maximală a coloanei. Este bine să ținem greutatea cât mai aproape de corpul nostru. Nu merg cu laptopul acesta ținându-l așa la distanță, ci îl țin cât mai aproape de mine. Efortul va fi mult mai mic. Și faceți treaba asta acasă, încercați să exersați și să vedeți că este adevăr. Încercăm să direcționăm forțele externe spre mijloc. Nu mergem cu ele nici mai sus, nu mergem nici mai jos, încercăm să le ținem spre mijloc. Putem să folosim tehnici care să minimizeze greutatea unui obiect. Când vă duceți la piață, luați sacoșa aceea cu roți sau luați înainte era căruciorul de butelie pe care putea să puneți diverse greutăți. Încercați să folosiți tehnici din acestea ca să nu cărați greutatea reală a unui obiect în mâini. Trebuie să ne și odihnim, de acest lucru unii dintre noi uită. La punctul G, trebuie să evităm ridicările de greutăți și îndoirea coloanei imediat după ce v-ați ridicat, după ce v-ați ridicat dimineața din pat. De ce credeți? Că se spune, după ce te ridici din pat, primul lucru pe care este să-l faci, ce? Facem, deschidem fereastra și facem exerciții fizice. Pentru persoanele care au probleme cu coloana lombară, este bine să nu se angajeze imediat în aceste exerciții fizice, ci cam la 40 de minute, o oră după ce s-au trezit. De ce credeți acest lucru? Așa? Haideți să vă mai spun și eu ceva, pe lângă ce a spus dumneavoastră. Știați că dimineața noi suntem cam cu 2 cm, 3 cm mai înalți decât pe parcursul zilei? Știați? Da. Deci, din cauza că
se destin. Așa, în timpul nopții se acumulează mai mult lichid în, am spus că nucleul acela intervertebral are 90% apă, este de structură gelatinoasă, acolo se acumulează lichid și atunci vertebrele se, spațiul dintre vertebre se mai înalță un pic. Și evident și noi suntem puțin mai înalți, da? Este bine să stăm până apa aceea se resoarbe, să zicem, da? Și ajungem la înălțimea noastră normală și abia atunci putem să efectuăm anumite exerciții. Așa, evităm șederea prelungită, am discutat despre acest lucru, am discutat și despre pauze și încercăm să menținem și un nivel rezonabil de antrenament. Cum deschidem corect, aici este bine să nu facem mișcările în care să folosim coloana, să o îndoim, ci concentrăm forțele externe spre mijloc, spuneam noi puțin mai devreme. Când dăm cu aspiratorul, avem grijă să nu folosim o singură mână, așa cum avem în imagine, folosim două mâini și încercăm să folosim un aspirator care are o coadă puțin mai lungă, da? Să nu fie unul care să ne ducă la afectarea maximală a coloanei. Când împingem un obiect, nu vrem să spunem că acest copil trebuie să împingă un obiect ca al adultului. Ideea este că nu trebuie să împingem un obiect așa, de sus, de la nivelul umerilor, ci să încercăm să avem obiecte pe care să le împingem de la nivelul coloanei lombare. Atunci este mult mai puțin traumatizant pentru coloană. Când folosim lopata, vine iarna, dăm la o parte zăpada. Nu ne aplecăm din mijloc, așa cum este în această imagine, și ridicăm greutatea folosind foarte mult coloana vertebrală lombară, ci mai degrabă folosim articulația genunchiului pentru a ridica greutatea. Ținem greutatea aproape de corp, am mai spus acest lucru, da? Putem pentru obiectele foarte ușoare, dar la care ajungem puțin mai greu, să folosim această poziție a jucătorului de golf, da? În care această poziție ne ajută să menținem curburile normale ale spatelui. Putem să testăm greutatea, să cerem ajutorul, să pivotăm cu ajutorul picioarelor. Ce stadii există în recuperarea din durerea de spate? În primul rând, trebuie să vedem ce activități ne produc durere și să renunțăm la ele. Dacă o greutate produce durere, dacă anumite activități produc durere, atunci renunțăm la ele sau rugăm pe cineva să ne ajute. Putem să avem și un jurnal. Dacă aveți timp și vă place să fiți așa persoane mai organizate, puteți ține un jurnal despre cum se simte spatele dumneavoastră atunci când faceți o activitate sau alta. Ar fi bine să dezvoltăm conștiența poziției coloanei noastre vertebrale. Când erați mici, poate, sau vă spuneți la nepoți sau la copii, spatele drept. Mie îmi spun deseori părinții mei treaba asta și acum. Este bine să conștientizăm poziția coloanei vertebrale. Dacă până reușiți treaba asta, mai puneți niște cărți pe cap, mai puneți, legați o coadă de mătură de spate și mai mergeți cu spatele drept, folosiți tehnici care să vă ajută să conștientizați poziția corectă a spatelui dumneavoastră. Este bine să începeți exerciții și nu faceți acest lucru așa singuri, ci mai întâi cereți sfatul celor în măsură să vi-l dea. Pentru că s-ar putea să faceți greșit anumite exerciții. Eu am întâlnit persoane care cărora le-am spus, uite, nu trebuie să faci asta sau asta și îi spuneau, fix pe asta le făceam. Și atunci este bine să este bine să cerem sfatul celor care se pricep. Nu este foarte bine să mergeți la sălile de fitness și să vă apucați să trageți de greutăți. Acest lucru este este foarte grav pentru un spate cu probleme. Sunt cei care fac la sală exerciții și nu au nicio treabă. Dar noi, dacă avem probleme cu spatele, sărim peste asta și încercăm să facem alte exerciții. Astea sunt de evitat. Da? Exerciții de evitat. Fie că stau așa pe spate și încerc să-mi ridic picioarele de la podea, ăsta este un exercițiu care face foarte rău și dacă l-ați făcut cumva acasă, deja ați simțit cum vă doare mijlocul când îl faceți.
Sau acesta de jos, la fel este un exercițiu riscant pentru persoanele cu probleme de spate. Doamna de aici se întinsă pe spate și se ridică în poziția șezând, da? Un fel de, să spunem noi, abdomen. Nu facem nici acest exercițiu pentru că este periculos. Și acestea sunt exerciții de evitat. Probabil că regăsiți unele dintre ele pe care le mai faceți și dumneavoastră din când în când. Dacă vă doare mijlocul, nu faceți așa ceva. Da? Le vedeți și pe acestea. În niciun caz podul, în niciun caz extensia aceasta a spatelui sau plecarea. Și acestea pot deveni periculoase. Adică, dintr-o simplă răsucire, banală răsucire, se poate produce o hernie de disc. Ce putem să facem? O să rog... Cornel. Marian, vino puțin, te rog, să ne arăți, vreau să exemplific ce putem să facem și am dat pe Marian să ne ajute un pic. Acolo un carton. Acest exercițiu ne ajută să... Pot să-l prindeți ca să nu se rugheze. Ne ajută să antrenăm o parte din musculatura abdominală, da? Deci, stăm întinși pe spate, stăm cu fața în sus, da? Putem să punem mâinile sub mijloc, așa, foarte bine, și încercăm să ridicăm de la sol doar capul și umeri. Uitați-vă, exact atât. Observați la Marian coloana lombară, adică să presupunem că acolo este problema, coloana lombară rămâne pe sol. Nu facem acel exercițiu, ați văzut? Da? Ca să-i spunem Marian să se oprească, dacă ați văzut. Nu facem exercițiu cu o cursă completă până sus, până ajungem în șezut. Nu facem, pentru că așa este riscant. Dar așa cum l-a făcut el în coadă, Marian, te rog și gata, așa putem să-l facem. Deci ridicăm capul și umerii de la sol. Acest exercițiu o să întărească foarte bine musculatura abdominală. Un alt exercițiu care este foarte bun pentru obliciul și transvers și abdominal, deci alți mușchi abdominali, exercițiul în care stăm pe o parte, genunchii sunt îndoiți, există două alternative. Eu vă dau pe asta, că este puțin mai simplă. Vedeți, este sprijin pe antebraț, da? Nu neapărat pe cot, este pe tot antebrațul. În ce constă exercițiul? Ridic bazinul de jos și duc puțin în față. Înapoi mă duc, foarte bine. Ridic bazinul și duc puțin în față. Acest exercițiu antrenează musculatura abdominală. Pot să fac pe o parte și pe cealaltă, ca să antrenez și stânga și dreapta, da? Sau același exercițiu, omul de aici îl face cu picioarele întinse. Poți să întinzi picioarele, așa, și la fel. Ridici bazinul și aduci abdomenul puțin în față. Perfect, mulțumesc! Și mai am un singur exercițiu pe care vreau să îl vedeți. Este singurul exercițiu care antrenează acei mușchi despre care am vorbit noi. Mușchii paravertebrali, grupul multifidus. Care asigură două treimi din stabilitatea spatelui. Este singurul exercițiu acesta pe care îl vedeți, care antrenează toată musculatura paravertebrală. Pot să încep foarte simplu. Ridic o mână, da? Și ridic, 1. Și fac asta și o duc înapoi, da? Și fac de 10 ori, 2. Tot mâna, nu, tot aceeași mână, da? Fac asta de 10 ori cu o mână. După aceea schimb mâna, fac cu cealaltă. Tot de 10 ori, da? Apoi fac cu un picior treaba asta. Uitați-vă puțin. Piciorul nu trebuie să fie ridicat mai sus. Te rog să ridici mai sus ca să vedem. Așa este incorrect. Piciorul trebuie să fie ridicat astfel încât să continue orizontala corpului, da? Bun. Fac de 10 ori și cu un picior. Apoi fac de 10 ori cu celălalt. Da? Și acum vine partea interesantă care o să vă ajute foarte bine și la echilibru. Mână cu picior opus, da? Deci mână cu picior opus. Nu fac cu mâna și piciorul de aceeași parte, pentru că o să vă pierdeți echilibru și o să cădeți. Mulțumesc, o să... așa? Și bineînțeles, fac cu o diagonală și apoi cealaltă diagonală. Perfect. O să fac și alternativ. Am voie să folosesc imaginația la acest exercițiu. Mulțumesc, Maria.
Aceste exerciții sunt foarte, foarte sănătoase pentru coloana vertebrală. Sunt trei. Amintiți-vă de ele să le faceți acasă și dacă vă doare mijlocul, sunt exerciții care pot fi făcute. Celelalte nu aveți voie să le faceți. Eu cam aici o să termin prezentarea mea. M-aș bucura să știu cum a fost de folos învățătura aceasta și dacă mai aveți ceva întrebări, vă aștept la sfârșit și dacă am depășit timpul, îmi cer scuze. Mulțumim, domnișoare Oprea. Oprea Ionela. Momentul muzical, să ne destindem și să credem că suntem cu musculatura spatelui perfectă. Cum s-a făcut că acești oameni erau în viață pe când colegii lor își pierduseră viața. Toate aceste povești se rezumă la lucruri mărunte.
Un director de film a întârziat pentru că fiul său tocmai începuse grădinița. Altcineva era în viață pentru că a fost rândul său să cumpere gogoși. Cea mai interesantă poveste a fost aceea a unui om care în ziua respectivă învățase o pereche nouă de pantofi. Drumul a fost lung, așa încât înainte de a ajunge, omul a făcut o bătătură la picior. A oprit la o farmacie să-și cumpere un plasture. Acesta este motivul pentru care el se află acum în viață. De atunci încolo, de fiecare dată când am fost blocat în trafic sau am pierdut ascensorul sau m-am întors din drum ca să răspund la telefon, toate aceste lucruri mărunte care mă enervau, le gândeam altfel. Acesta este exact locul în care Dumnezeu dorește ca eu să fiu acum. Fie ca Dumnezeu să continue să ne binecuvânteze cu aceste lucruri mărunte și enervante care de multe ori ne salvează viața. O voce mică înăuntru este alături de noi tot timpul. S-a întâmplat vreodată pur și simplu să stai și dintr-o dată să simți impulsul de a face ceva frumos pentru cineva? Este Dumnezeu care îți vorbește prin Duhul Sfânt. S-a întâmplat vreodată să te gândești la o persoană pe care n-ai mai văzut-o de mult și dintr-o dată să te reîntâlnești cu ea sau să primești un telefon sau o scrisoare de la această persoană? Este Dumnezeu. Coincidență nu există. S-a întâmplat vreodată să primești un lucru minunat pe care nici măcar nu l-ai cerut, cum ar fi bani prin poștă sau poate o datorie care s-a achitat în mod misterios, ori o reducere la un magazin unde ai văzut ceva ce doreai, dar nu ți-ai fi permis. Este Dumnezeu care cunoaște dorințele inimii tale. S-a întâmplat vreodată să fii într-o situație în care pur și simplu nu vedeai cum s-ar fi putut termina cu bine, dar acum când te uiți înapoi, îți dai seama că s-a rezolvat. Este Dumnezeu care ne ajută să trecem prin necazuri și să vedem o zi mai bună. După ce am aflat că bărbatul și femeia sunt egali în ochii lui Dumnezeu, după ce am aflat că ei sunt diferiți și după ce am văzut cât de iubită este femeia de Dumnezeu, aș vrea ca în seara aceasta să vedem ce are de făcut femeia în momentul în care iubește. Pentru că nu e destul că primim dragoste. O să vedem ce anume au arătat statisticile și sondajele și descoperirile. O poezie pe care a scris-o o doamnă. Pe o stradă am zărit o fetiță tremurând într-o rochiță subțire. Fetița își pierduse speranța de a mai primi o strachină de mâncare bună. Revoltată l-am întrebat pe Dumnezeu, de ce permiți acest lucru? De ce nu iei măsuri în privința asta? Multă vreme Domnul nu mi se adresase, dar în noaptea aceea răspunsul a venit destul de prompt. Ba, am luat măsuri, să fii sigură de asta. Te-am creat pe tine. Aceasta este responsabilitatea fiecăreia dintre noi. Să ne grijim de cei pe care îi vedem în nevoie. Spunea cineva, când veți privi înapoi, veți constata că momentele cele mai semnificative ale vieții sunt acelea în care i-ați ajutat pe alții. Și nu cele în care ați lucrat pentru bani, ci acelea în care v-ați implicat în viața lor. Odată un băiețel și-a pierdut fratele, era bolnav, fratele lui a murit și a venit Crăciunul. Și-a adus aminte de fratele lui, cu care pregătea ciorbei în care primeau carburile și s-a gândit, cred că cel mai bun lucru pe care aș putea să-l fac în amintirea lui este să dăruiesc din tot ceea ce aveam noi celor care nu au absolut nimic. Și a luat un coșuleț în care și-a pus jucăriile și a plecat în partea săracă a orașului și acolo a dat fiecărui copilaș câte ceva din ceea ce avea la el. Când a ajuns acasă, tatăl era impacientat, unde ai fost până acum, când a explicat, tatăl l-a lovit și i-a spus, cum îți poți permite așa ceva? Eu muncesc pentru tine. Ți-am cumpărat din banii mei ca să ai jucării, să poți să te joci. Acum ce vei mai face? Nu mai ai nicio jucărie. Mama nu l-a certat, nu l-a bătut, dar și ei părea rău că nu o să mai aibă cu ce să se joace. În seara aceea, la radio, însă, cea mai frumoasă veste a fost că prin partea săracă a orașului a trecut un băiețel care și-a spus cercetașul. Și acest cercetaș a făcut o bucurie celor care nu aveau de niciunele.
și a lăsat o amintire din partea lui. În momentul acela, tatăl și mama și-au dat seama că ceea ce a făcut el nu a fost o frondă pe care a adus-o la faptul că nu îi păsa lui de banii pe care îi dădeau ei pe jucării. Nu a fost o nepăsare față de jucăriile pe care le avea de la fratele lui și pe care ar fi trebuit să le păstreze, ci pur și simplu dorința lui de a vedea pe cineva fericit. Maica Teresa spunea să nu fiți mulțumiți doar dacă oferiți bani. Banii nu sunt de ajuns. Banii pot fi procurați oricând, dar trebuie doriți cu dragoste. Așadar, împărtășiți iubirea oriunde v-ați duce. În primul rând, în căminul vostru. Dăruiți-le dragoste copiilor voștri, soției, soțului și vecinilor. Un profesor de bioetică a făcut o cercetare și a luat persoane care aveau dorința aceasta de a-i ajuta pe ceilalți și persoane care erau indiferente față de ceilalți. Și dintre cei pe care i-a analizat, a descoperit că 52% dintre persoanele neimplicate aveau boli grave și doar 36% dintre cele care vreau să-i ajute pe cei din jur. Iar rata mortalității era 44% mai mică la cele implicate în proiecte pentru a-i ajuta pe cei din jur. Pe mine m-a uimit această statistică pe care au scris-o ziarele lunile trecute, faptul că scade numărul de donatori voluntari de sânge atunci când se plătește pentru lucrul acesta. În schimb, crește în momentul în care sunt conștientizați oamenii de nevoia de sânge. Deci eu mă duc mai degrabă să fiu bun și să fac un lucru frumos pentru cineva decât să câștig ceva. Există zone precise de pe scoarța cerebrală care sunt puternic activate în timpul manifestării compasiunii și empatiei. Descoperirea aceasta este deosebit de semnificativă, pentru că ea reprezintă aceeași zonă cu cea a iubirii romantice, a stării de bucurie intensă. Și fiecare dintre noi își aduce aminte că cea mai mare fericire în viață a trăit-o atunci când s-a îndrăgostit. Ori aceeași trăire o poți avea atunci când faci un bine pentru cineva. Această stare de fericire nu vine din simpla înfăptuirea unor acte de datorie, ci doar din cultivarea generozității prin interacțiunea cu oamenii. Este vorba despre zâmbet, tonul vocii, sunt lucruri atât de minore, atingerea pe umăr, dragostea dezinteresată, altruistă. În cadrul unui studiu de la Universitatea Ebraică din Israel s-a identificat o relație între binefacere și o genă care răspunde de secreția de dopamină, un neurotransmițător al stării de bine. Și de asemenea, în cartea lui Alan Lux, Puterea vindecătoare a facerii de bine, este scris că oamenii simt o senzație fizică plăcută atunci când fac o binefacere pe care au descris. Această senzație este descrisă ca fiind un plus de energie, căldură, liniștire nervoasă, o apreciere superioară a sinelui, stare denumită compensarea celui care ajută. Am cunoscut câteva persoane foarte implicate în viața celorlalți și am scris aici cele două lucruri după care se conduceau ele. E mai bine să mor de muncă decât să putrezești de lene. Și că spuneau că e mai bine să muncești, nu se refereau la munca fizică sau la munca pe care o prestezi acolo de unde iei bani, ci la dorința de a le fi de folos celor din jur. Și un alt gând, o bătrână drăguță este cea care a rămas activă toată viața. Umorăconos, chiar și tânăr, stă într-un balansoar și se leagănă de dimineața până seara. Nu știu dacă ați auzit despre curentul voluntariatului. Chiar dacă nu-L iubești pe Dumnezeu și nu ești motivat de faptul că ești frate cu ceilalți. În momentul în care intri în această mișcare, faci bine celorlalți. Cum a început această mișcare? Într-o zi, o doamnă a mers într-un restaurant și în anul 1982 și a scris ceva pe un șervețel. Când a plecat, șervețelul a rămas acolo. Cel care a venit după ea a găsit textul acesta. Fii bun în mod gratuit și comportă-te frumos fără un scop anume. El era tipograf, a luat acest text și l-a pus pe o carte poștală. Și a fost cartea poștală cea mai de succes în acel an. Și de atunci au început actele de generozitate gratuită. Un alt profesor de la universitate, pentru că i-a văzut pe elevii lui, pe studenții lui, că erau atât de indiferenți, le-a dat un test. Astăzi voi face un act de bunătate gratuită. Tu ce faci? Vom vedea mai târziu ce anume au făcut tinerii. Dar faptul că el i-a provocat,
i-a motivat și pe ei și spunea, nu păruiam cât de multă nevoie au oamenii să dăruiască un gram de bunătate. Noi de obicei spuneam că vrem să primim. Sunt uimit de cât de multă lumină aduce un simplu gest întâmplător într-o lume deformată de realități negative. Ce spunem noi atunci când ne este greu? De ce să facem un bine pentru ceilalți? Să primim noi, să ne facă cineva bine nouă. Noi suntem cei care suferim. Avem nevoie pentru că suntem bolnavi, avem nevoie pentru că suntem în vârstă, avem nevoie pentru că suntem părăsiți, avem nevoie pentru că nu mai avem bani. Și totuși, dacă suntem alături de ceilalți care au nevoie, se realizează depășirea crizei noastre și primim un nou sens în viață. Acum, înainte de a-i ajuta pe ceilalți, trebuie să știm câteva lucruri. Că puterea nu vine de la noi. Dumnezeu însuși ne face această ofertă. Cere ce vrei și îți voi da. Și din ceea ce ne oferă Dumnezeu, noi la rândul nostru putem să le oferim celorlalți. Și atunci când știm ce să cerem de la Dumnezeu, așa cum a cerut înțeleptul, o inimă înțeleaptă, această inimă înțeleaptă ne va ajuta să știm pentru fiecare ce anume e nevoie să oferim. Fiecare ce anume ar fi bucuros dacă ar primi. Dumnezeu ne face o ofertă. Ne dă tot ce ne dorește inima. Iar Domnul Iisus însuși spunea, Tatăl vostru care este în cerul va da lucruri bune celor ce le cer. La rândul său Dumnezeu ne învață și celui ce cere dă-i. Așa cum am primit de la El, câtă generozitate ne-a acordat El, la fel să dorim și celorlalți. La fel, fără plată ați primit, fără plată să dați. Niciodată să nu așteptăm un răspuns. Vor veni binecuvântări pe parcurs, dar să nu așteptăm de la cel căruia i-am făcut un bine. Și apoi, lucrul care mi se pare cel mai frumos, dați și vi se va da, va încă vi se va aduna însă în o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Ce anume au făcut tinerii respectivi? Au fost foarte creativi. Au vizitat spitale, orfelinate, aziluri și au dus cățelușii la un azil pentru a-i înviora pe cei bătrâni. Au dat poștașului prăjituri, i-au ajutat pe bătrâni să ducă acasă cumpărăturile, au ieșit pe ploaie cu umbrela și i-au condus pe cei care nu aveau. Au plimit buruienile din parcuri, au primit oaspeți. I-au invitat pe cei însingurați la o masă de prietenie, au dăruit etichetele de masă pentru cei săraci sau au lăsat un buchețel de flori pentru vecini. Au dus pe cinte cuiva care avea mult de lucru sau au oferit o cană de ceai fierbinte pe ger. Lucrul acesta l-am trăit și eu. Era undeva între Constanța și Corbu, mergeam cu mașina și a fost o săpadă atât de mare, încât în 10 minute atât s-a făcut. Și n-am mai putut înainta cu mașina. Și cineva a venit 3 km pe jos și ne-a dat câte o cană de ceai fierbinte pentru că s-a gândit că sunt destui. Erau 50 de mașini, tot așteptam acolo. Și pentru fiecare a avut câte un ceai fierbinte. Eu personal recunosc, nu m-aș fi gândit să fac lucrul acesta dacă ar fi fost așa ceva. Iar persoana respectivă ne-a ajutat. Plătește parcarea celui de lângă tine. Și ultima, mergi la pușcărie și fă gesturi frumoase pentru cei buni. Referitor la lucrul acesta, aș vrea să vă spun că există o carte deosebită, o carte care este adresată femeilor. Și în fiecare zi are câte un verset biblic și un gând. Ce i s-a întâmplat unei femei, cum a reușit să rezolve o problemă. Și cineva s-a gândit că femeile de la închisoare ar avea nevoie de o asemenea carte. S-a dus și a dăruit această carte uneia dintre femeile întemnițate acolo. Iar femeia respectivă, în fiecare zi, strângea pe lângă ea alte femei și le citea acest gând, devoțional. Directoarea închisorii a fost foarte uimită că în jurul ei se află mai multe persoane decât în jurul Mariei Vlas. Pentru că Maria Vlas este totuși o personalitate. Și întemnițatele, în loc să stea lângă ea, o preferau pe cealaltă. Au întrebat-o de ce. Și când a aflat secretul, a luat cartea, a citit devoționalul și i-a spus, din această zi, în fiecare dimineață vei merge la microfon și vei citi pentru toate întemnițatele ca să audă toate. Așa că un simplu gest al acestei persoane care a adus o carte a putut să ajute toate femeile din pușcărie. Și de ce am spus și am mers pe această idee cu temnița? Pentru că însuși Iisus Hristos ne dă această parabolă. Împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncare, mi-am fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți.
am fost în temniță și ați venit pe la mine. Chiar și lucrul acesta îl precizează Domnul Hristos. Deci vorbește exact despre cei care sunt nefericiți și chiar au nevoie de o mână de ajutor din partea noastră. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Povestea o doamnă care avea 10 copii, că cel mai mic era de câteva luni și unul dintre ei avea 3 ani. Într-o zi se împiedica de el peste tot, îl trimitea să se ducă în nevă, îl trimitea să se ducă la joacă cu frații lui, îl trimitea să deseneze. Nu vroia, peste tot după ea. O urma peste tot. Și în momentul în care s-a întors spre el și l-a întrebat, dar ce vrei? Și a pierdut răbdarea. Și el i-a spus, educatoarea mi-a zis să calc pe urmele lui Isus, dar eu nu-l pot vedea, așa că m-am hotărât să calc pe urmele tale. Adevărul este că mamele sunt cele pe urmele cărora calcă cei mici. Adevărul este că noi avem o responsabilitate de a-i conduce pe ei către Hristos. Adevărul este că noi ar trebui să ne asemănăm cu El, pentru că El ne-a invitat de mult. Erau, știți, există două tipuri de mănuși. Mănușile care au 5 degete și mănușile care au un singur deget. Și era o caricatură în care doi copilași vorbeau și unul mai sfătos îi spunea celuilalt, degetelor le plac mănușile cu un singur deget, pentru că ele nu se simt singure. Modelul nostru este Iisus Hristos, care a făcut totul pentru noi. Și aici avem câteva oferte pe care ni le face Dumnezeu. Orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce-i le cer. Prea iubiților lui, El le dă pâinea ca în somn. Sunt lucruri de care noi avem nevoie. Sunt domenii în care avem nevoie de intervenție divină și El promite că în fiecare aspect al vieții noastre să intervină. Tu cercetezi pământul și dai belșug. Să-ți dea Domnul tot ce-ți dorește sufletul și să-ți împlinească toate planurile tale. De asemenea, Dumnezeu depășește aceste nevoi ale noastre normale și ne dă și un drum pe care am putea să mergem mai departe pentru a trăi frumos și corect. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi se dau inimitat. Apoi, mi-am încheiat legământul cu ei ca să le dau țara Canaan, nouă ne dă o țară în veșnicie. Și eu le dau viața veșnică. Apoi, lucrul de care avem cea mai mare nevoie în zilele acestea, când este criză, când sunt atâtea probleme și în lume și în familie, vă las pacea, vă dau pacea mea și nu vă dau așa cum o dă lumea. Când se întâmplă lucrul acesta? Atunci când căutăm întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vor veni asupra noastră. Atunci când căutăm întâi împărăția lui Dumnezeu, în inima noastră se întâmplă ceva. Devenim persoane care sunt interesate de cei de lângă noi, pentru că Dumnezeu însuși a fost interesat de cei de lângă noi, de cei pe care El i-a creat. Ce înseamnă schimbarea inimii? Înseamnă pur și simplu să îl primești pe Iisus Hristos în inima ta și așa cum spunea o povestire pentru copii, care a fost premiată atunci când s-a făcut un concurs, pentru că se apropie Crăciunul, despre ce înseamnă Crăciunul. Și a fost premiată o povestire în care se vorbea despre faptul că inima noastră este o iesle și ar fi normal ca Iisus Hristos să se nască în această iesle, în inima noastră. Cum se obține schimbarea inimii? Privindu-L pe Dumnezeu cum se jertfește și urmând de exemplul. Pentru că El însuși a spus, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Acum, trebuie să fim realiști. Atunci când facem fapte bune, Dumnezeu nu se uită la noi și zice, vai ce minunați sunteți! Datorită faptelor voastre bune, o să fiți mântuiți și o să primiți tot ceea ce vreau eu să vă dau. El nu pune în balanță faptele noastre bune cu faptele celorlalți. Nu ne mântuiește pentru faptele noastre bune, ci pentru iubirea care le-a inspirat. Și nu compară ce am făcut noi bun cu ceea ce am făcut rău, ca să vadă ce anume poate să câștige, binele sau răul. Ceea ce vede Dumnezeu la noi este asemănarea cu Hristos. Dacă Hristos este în inima noastră. Și
Vă doresc să-L aveți pe Hristos în inima dumneavoastră, începând din această clipă și dacă nu din această clipă, măcar atunci când va fi Crăciunul și veți simți poate o atmosferă mai prietnică pentru lucrul acesta. Mulțumim! Dopamina, substanța aceea care dă starea de fericire, vine în cantitate mare numai atunci când îl ai pe Iisus în suflet. Dar tot în cantitate mare vine atunci când faci un bine. Faci cadou unei persoane. Ați simțit vreodată fericirea? Mai multă fericire decât atunci când primești este. Iată, are rol acea substanță care vine. Dar ea, vă spun, este în cantitate mare atunci când îl ai pe Iisus în sufletul tău. După atâta spiritualitate, vine o hodoroc tronc cu usturoiu și cu ceapă. Dar încep cu masă. Sunt și aceste lucruri interesante, fiindcă într-un suflet îmbuibat nu există dopamină. Așa cred. Acolo există numai dispreț pentru ceilalți. Astăzi vom vorbi despre mazăre. Mai întâi v-am pus această imagine care este splendidă. Vă promit că nu mai sting. Ia uitați câte bunătățuri sunt aici. Toată toamna s-a strâns în acest coș. Mazărea. De ce am ales mazărea? Fiindcă în seara aceasta veți degusta pateul de mazăre, pe care puteți să-l faceți dimineața. Este extrem de bogat și în zaharuri și o să vedeți câte substanțe hrănitoare are. Mazărea este una din cele mai cunoscute legume din antichitate. A fost una dintre primele legume domesticite. La început a fost cultivată în Orientul apropiat și în Balcani. Până în secolul XVI era consumată sub formă de semințe uscate, până când grădinarii italieni au reușit să obțină un soi de mazăre pe care îl consuma în stare crudă. Un mare iubitor de mazăre a fost Ludovic al XVI-lea, care a ordonat ca aceasta să fie cultivată în grădinile Versailles-ului. Mâine vă dau extemporal. Cine a mai fost cultivat în grădinile Versailles-ului? V-am spus? Bostanul! Bostanul a mai fost cultivat în grădinile Versailles-ului. 100 de grame de mazăre înseamnă 80 de kilocalorii. Este o minunată sursă de albumine, hidrocarburi, amidon, ea conține fier, potasiu, fosfor, zinc, vitamina C și vitamină și grupul de vitamine B. Scade nivelul de colesterol. Protejează împotriva cancerului și influențează benefic oasele noastre. Ea a fost prima legumă conservată. Nu mai arăt? Ia uitați ce frumoasă sunt. Ea este foarte înrudită cu fasolea. E înrudită cu fasolea. Ea se cultivă, se seamănă în mustul zăpezii, așa se numește, în mustul zăpezii, la sfârșitul lunii februarie se cultivă. Se mănâncă semințele, dar să știți că există un soi de mazăre la care se mănâncă și teaca, exact ca la fasole. Mazărea este una din legumele preferate a lui Thomas Jefferson, deci pe la anul 1821 a fost dusă în America. Acesta organiza în fiecare an un concurs pentru recoltarea de mazăre culeasă de cel mai timpuriu. Învingătorul concursului îi invita pe toți la masă.
Tot Mazărean este cea cu care Mendel a descoperit legile geneticii. V-am plăcut, da? E foarte interesantă să vedeți cât de gustoasă e. În copiilor le place foarte mult mazărea. Să știți că și la noi, la țară, se mănâncă atunci când apare în lapte, se mănâncă sub formă de salată crudă, așa cum este ea, nu preparată. Se fac fel de fel de mâncăruri cu ea, se fac supele, creme de mazăre, fiindcă sunt foarte bogate în zahăr. Cam atât despre mazăre, o să degustați și să vedeți cât de bun este. Acum voi începe cu... Ia să vedem cu ce... Cu ceapă. O să vedeți un lucru foarte interesant. Ceapa este originară din Asia, crește și astăzi spontan în Siberia, în Iran, în Kazahstan și în Caucaz. A fost cunoscută și apreciată pentru calitățile ei alimentare și terapeutice din cele mai vechi timpuri. Cu mii de ani în urmă era cultivată pe malul râului Nil, era nelipsită de la masa egiptenilor. Populația care este mare consumatoare de ceapă, să știți că trăiește foarte mult. Să vedem de ce. Numele acestei legume a fost dat de Plinius. El i-a zis cepa, deci în latină. Sortimentele de ceapă care se cultivă astăzi sunt cunoscute încă din perioada Renașterii. Aceasta este ceapa galbenă. Vedeți, aici este și ceapa albă, care a început și la noi să fie cultivată. Ați văzut? Da. Ceapa albă? Da. E și la noi cultivată. Apoi, asta e tot ceapa galbenă, care este un hibrid. La noi ceapa este puțin mai teșită. Aceasta este un hibrid care a pătruns din Germania. Observați, are formă globulară. Și apoi ceapa roșie, care se mai numește și ceapă de apă. Ea este mai puțin iute decât ceapa obișnuită. Ia uitați ce gustoasă e. În afară de aceste soiuri, să știți că se mai găsesc și alte soiuri. Soiuri, aici i-a dat un nume foarte ciudat. Să vă spun cum se numește, ceapa eșalotă sau hajmă. La noi, în Târgoviște, se numește frățelnică. De ce se numește așa? Face o ceapă cu o căpățână cu mai multe cepișoare, ca și usturoiul. Și sârbii din Târgoviște o seamănă de toamna, iar primăvara, din fiecare cepișoară din aceea iese câte o ceapă verde și deja mănunchiul de ceapă pe care îl vinde pe piață este făcut. O smulge, o leagă și o duce la piață. Am băgat și eu în Telorman. M-am dus la Târgoviște, am luat și am dus și la Telorman. Acum se cultivă și în Telorman. Apoi mai există și ceapa cu frunzulițe subțiri, se numește ceapa lungă, pe care doamnele cu bucătării foarte elegante o cultivă în fel de fel de ghivece. Este ca o iarbă, subțirică, tubulară, așa, cu aromă persistentă de ceapă, nu este iute și este, ornează salatele. Așa o taie. Cine a fost în Occident s-a întâlnit cu dumneaei acolo. Din punct de vedere medical, ia să vedem ce mai este. Uitați și ceapa verde. Ce frumoasă este primăvara. Ea este plină de fel de fel de substanțe. Din punct de vedere medical, ea este un stimulant general al sistemului nervos, hepatic, renal și circulator. Este un puternic diuretic, ajutând la eliminarea apei acumulate în țesuturi și la problemele cu edeme cardiace. Are proprietăți antiseptice, antiinflamatoare, vermifuge și hipnotice. Dormi.
Da. Dacă mănânci seara ceapă și ești iritat, ceapa te calmează și poți să dormi liniștit. Deci, nu este minciună. Este vitaminizată și are efect afrodisiatic. Deci, doamnele mele, mâncați ceapă. Nu să mai mirosiți a Chanel, mirosiți a ceapă, dar e afrodisiatic. Este bogată în minerale, în calciu, în potasiu, sodiu, fosfor, fier, zinc, siliciu, crom, vitamina C, vitamina E și vitamina PP. Vitamina PP se găsește în foarte puține legume. Cea care se găsește în cantitate foarte mare este în ardeiul iute. Această vitamina PP este un vasodilatator periferic foarte important. Cele care suferă cu reumatism iau această vitamină pe cale bucală și se încălzesc, au senzația de încălzire, de roșire, fiindcă încălzește pielea la suprafață. Vasodilatator periferic. Are un rol expectorant și digestiv. Crește imunitatea datorită vitaminei C și asigură întinerirea celulelor. Pentru că accelerează digestia alimentelor, ceapa este recomandată în gurile de slăbire. Ceapa este folosită în surmenaj fizic și intelectual, în astenii, sub formă de macerat în ulei, 200 de grame de ceapă în 200 de grame de ulei, ținută 2-3 ore și se ia acest macerat și este bun pentru astenii. Dacă este ținut acest macerat 10 zile, este bun pentru litiaza biliară. Acum toată lumea știe că la țară atunci când copiii sunt bolnavi, când copiii tușesc, li se face un decoct de ceapă cu foi cu tot. Se fierb 2-3 cepe într-un litru de apă până aș scade apa aceea la un sfert. După aceea se îndulcește cu buzină miere și se iau dimineața și seara. Sau se ia și înaintea meselor câte o linguriță. Și să știți că eu am încercat, am tușit acum vreo 4-5 ani și nu îmi trecea această tuse cu nimic. Și am făcut din ceapă și să știți că a fost spectaculos. Într-adevăr, după, știu eu, 4-5 zile de luat acest sirop de ceapă, care nu are niciun gust rău. Nu are niciun gust. Fiindcă el este îndulcit cu piele și este foarte gustos. E ca siropul pe care îl cumperi de la farmacie. Într-adevăr, mi-a scăzut tusea. Cataplasmele cu ceapă crudă, tăiată mărunt și aplicată pe articulațiile dureroase, le fac pe acestea să se vindece. Dar mai știm că ceapa pusă, foile de ceapă încinse pe plita sobei, la țară așa se face, sau băgați în cuptor, puse pe abcese, pe furuncul, grăbesc facerea acesta, maturarea acestora și aruncă mizeria afară. Iată, deci, câte lucruri minunate putem afla de această ceapă. Ceapa se ține în funii, uitați, în funii, ca să fie aerisită. Și aici aveți ceapă roșie, ceapă galbenă, ceapa aceea care este tot galbenă, observați, dar este lungă și aceasta tot de apă se numește. Și uitați aici, aveți ceapa frățelnică. Observați? Da. Dar ele sunt și mai... Ele nu depășesc dimensiunea aceasta, dar când sunt câte 6-7 cepișoare, exact ca usturoiul prinse. Vom trece mai departe la usturoi. Uitați, mai am aici o imagine pe care o uitasem. Aceasta este o inflorescență de ceapă. Ea face un lujer și în capul ei face o măciulie plină de flori. Din fiecare floricică albă va ieși o mică sămânță.
Sămânța aceasta pusă în pământ va da naștere la arpagic. Și arpagicul pus în pământ va da naștere la ceapă. Aici aveți o imagine din Austria, cum se usucă ceapa la soare. Ea, după ce este scoasă din pământ, se usucă o perioadă la soare, fiindcă are încă codița verde și trebuie să scape de această codiță singură, nu trebuie ruptă, și atunci ea s-a maturizat, adică s-a uscat foarte bine și poate fi păstrată până primăvara, când iese cealaltă ceapă. Toate alimentele, toată mâncarea se face cu ceapă. Deci este un aliment de bază. Ia uitați aici o floare din ceapă. Ce frumos este secționată. Parcă ar fi o orhidee. Da, sau un nufăr. Vom trece la usturoi. Este denumit științific Allium sativum. Usturoiul are în același timp calități nutritive și proprietăți pe care sunt folosite în fitoterapie. Descoperirile arheologice au scos la iveală prezența sa în alimentația egiptenilor, chinezilor, fenicienilor, babilonilor și vikingilor. O legendă arabă spune că usturoiul ar fi apărut în urma piciorului stâng al diavolului când a fost alungat din paradis. În multe credințe populare europene, usturoiul are rolul de a alunga spiritele rele, strigoii, fantomele și există nenumărate practici magice în care el este prezent. Probabil din cauza mirosului. Cred. Altfel nu pot să-mi explic ce l-a putut săracul de să intervină în atâtea lucruri urâte. El conține multe glucide care îi conferă o valoare nutritivă mare, fapt ce explică senzația de sațietate care apare după ce consum mușdei de usturoi. Compoziția chimică a usturoiului justifică folosirea lui în fitoterapie după cum urmează. El are săruri de iod care au un rol protector asupra vaselor de sânge contra fenomenelor de ateroscleroză cerebrală, au calitatea hipotensivă și stimulează funcțiile tiroidei. Foarte interesant. Deci mâncați usturoi, mai ales noi, doamnele, după o anumită vârstă, e foarte bine. Toate glandele noastre cu secreție internă încep să funcționeze prost. De asemenea, aceste săruri de iod sunt active în cazul bolii reumatismale. Usturoiul e indicat pentru prevenirea îmbătrânirii precoce, a afecțiunilor reumatismale și hipertensiunii arteriale, a tulburărilor de circulație. Se spune așa, că dacă mănânci astăzi un cățel, mâine 2, 3, 4, până la 10 și invers, tensiunea arterială scade. Eu am făcut, să știți, acum vreo 5 ani, m-am simțit cu această îmbătrânire precoce. Adică aveam o stare foarte proastă. Făceam puțină treabă, mă așezam. Iarăși mai... Și să știți că cineva mi-a spus de această chestiune, că să iau astăzi un cățel, mâine 2, 3 până la 10 și înapoi, să-i închizi cățeluși de usturoi foarte mici. Și să știți că a fost spectaculos. Adică, nu știu cât am mi-a întinerit celulele, dar într-adevăr mi-a dezintoxicat sângele. Și m-a ajutat, mi-am revenit. De asemenea, el conține săruri de siliciu care favorizează fixarea fosforului, ce are ca rezultat consolidarea oaselor scheletului, prevenirea și influențarea în bine a unor afecțiuni nervoase, în special a asteniilor. De asemenea, un alt rol al acestora este cel în protejarea și stimularea pancreasului. Deci, datorită sărurilor de siliciu, pancreasul nostru este activat.
Sărurile de siliciu mențin elasticitatea și suplețea vaselor de sânge, prevenind astfel instalarea sclerozei. El distruge colesterolul și există o tinctură chinezească pe care care se fabrică în casă, se prepară în casă. Eu aici am copiat de undeva această rețetă, dar să știți că este spectaculoasă. Dar această rețetă se face numai toamna, când iese usturoiul. Adică să n-apuce el să se usuce foarte tare, că pierde din săr, din apă. El trebuie să fie în laptele lui toamna, înainte să-l băgați la cămară. Se prepară astfel 350 de grame de usturoi pisat cu 100 de grame de alcool de 90 de grame. Se pune într-un borcan de culoare închisă la macerat și peste 3 zile poți să iei de acolo câte 20-30 de picături puse într-un pahar de apă. Cei care nu suportă alcoolul se poate face cu ulei de măsline, același de coc, nu de coc, macerat, cu uleiul de măsline, înlocuit alcoolul cu uleiul de măsline. Și să iei de acolo și îl strecori bine, îl pui într-un tifon și îl storci bine, să curgă doar esența din el, nu și pulpa, și acelea le pui într-un pahar cu apă și îl bei. Și într-adevăr, eu nu am făcut, dar a făcut o cunoștință de-a mea, care avea un colesterol pe sistem nervos foarte mare și ea făcea în fiecare toamnă această tinctură și cu rezultate foarte bune. Aici scrie că această tinctură ar trebui să mențină colesterolul, bine, cu o dietă deosebită, timp de 5 ani. Ca după 5 ani poți să-l refaci. Vedeți cât de puternic este. Acum să vă delectez cu... Uitați, aici aveți... Aici. Aveți întreaga plantă și cu partea superioară. La noi în țară, usturoiul nu face fructe. Usturoiul este dintr-o zonă foarte caldă și el nu apucă să facă fructe, fiindcă nu are temperatura necesară. Dar dacă îl lași în pământ, în zona asta unde ar trebui să facă floare și fructe, face alți mici usturoi. Ați văzut vreodată? Da. Face alți mici usturoi. Ei, aceea este o mulțire a lui prin butășire. El face mici butași pe care poți să-i pui. Știți cine mai face așa butași? Violetele de Parma. În inflorescență te trezești cu altă mică violetă. Dintr-o floare. Te zici din floare, nu din plantă. Din floare apare un mic butaș. Aici îl aveți în secțiune cu căței respectivi. Așa. Ia uitați ce frumos este. Ăsta este usturoi care nu este autohton. Observați ce căței foarte mari are. Ăsta este din Orient de aici luat. Este foarte bun față de usturoiul nostru. Nu este atât de iute și nu-și păstrează mirosul atât de mult. Pe cât usturoiul nostru și dacă apuci să mănânci de la Diteolor Bar sau din Oltenia, puți o săptămână. Uitați aici un oltean cu funile. Funile sunt foarte decorative, se pot pune în bucătărie să decoreze bucătăria. Și acolo aveți foarte mulți usturoi. Acesta este românesc, îl observați, îl recunoașteți, nu? Nu este mai mic. Să știți că Delorman, uitați, așa se face. Dar are căței rezonabili, nu ca ăsta turcesc care face un cățel cât un... Ce? Doamnelor, deci mâine aveți un extemporal de dat. Nu mai venit dacă ne trebuie așa. Ați învățat atâtea lucruri despre usturoi, despre ceapă, despre dovlea, despre mazăre. Da? Vă las. Mă fac că nu văd. Atunci să puneți acolo. Da. Este
Trebuie să rețineți totuși că alimentația vegetariană reface celula sau nu o lasă să se îmbătrânească. Este un lucru extraordinar. Cu cât mănânci mai multă carne, cu atât toxinele sunt reținute în organism și organismul nostru îmbătrânește. Acum vreau să vă arăt ceva. La intrare aici pe... cum intrați pe ușă, există aceste pliante. Cred că le-ați observat. Aici, în aceste pliante, aveți studiul Bibliei ortodoxe. Uitați aici. Sunt. Și eu vă citesc. Studiul Bibliei ortodoxe prin corespondență. Cursul este gratuit pe timp de 2 ani. Veți primi niște cărticele din care să studiați alături de Biblia dumneavoastră ortodoxă și cu mici întrebări. Cu 10 întrebări la care dumneavoastră trebuie să răspundeți și să le trimiteți la adresa respectivă. Și după aceea veți primi alte întrebări. Și uitați, așa, timp de 2 ani corespondați cu sola Scriptura și după aceea vă treziți că după 2 ani o să știți Biblia e extraordinar de bine și vă dă o mare satisfacție. Dar în afară de acestea mai sunt și alte studii. Studiul începe la 1 februarie și durează 2 ani. Aici aveți, uitați, aici aveți adresa, să vă scrieți adresa, aici este numele, localitatea, strada, așa, și curs de citire a Bibliei. Și pe partea aceasta puneți un timbru și este adresa de la Sola Scriptura. Cei de la Hill au aici adresa și pot să meargă, când nu vine colportorul, să cumpere cărți. Că au și bibliotecă. Este la Maica Domnului. Într-un bloc de lângă cimitirul Maica Domnului. Aici este adresa. Vă rog să luați. Nu vă costă nimic. Dar vă va îmbogăți mintea și sufletul. Nimic. Decât un timbru. Atât și un plic vă costă. Deci de la 1 februarie le trimiteți de acum și de la 1 februarie veți primi testele. Și veți pasa tot timpul între Sola Scriptura și dumneavoastră, va fi veșnic o legătură. Și vedeți, să vedeți ce bine o să vă simțiți când se va discuta lângă dumneavoastră și dumneavoastră puteți corecta. Nu spune așa. Uite, așa spune. Eu vă urez succes. Acum o să degustați absolut repede totul. Să fie gustos, sănătos și foarte repede. Apropo de... Întrebări pentru doamnă, domnișoara doctor aveți? Da? Domnișoara doctor, poftiți. Domnișoara doctor se numește Oprea Ionella. Eu vreau să spun ceva despre usturoi. Da. Eu am primit mai de mult, am să caut acasă, modul de a consuma usturoiul propus de chinăi, nu știu, cu picături. Exact așa, cu alcool, cu usturoi. Da, pictură. Și să ia, da, exact. Și să ia în fiecare zi, într-un cărând, câte o picătură azi, 40 și ceva de zi. Da, da, da. Și pot să descrești. Da, și pot să descrești. Da, da. O cură din asta de 40 și ceva de zile, sigur, dezintoxică o sânge. Bineînțeles, este extraordinar de bun. Am făcut, am și rătăcit, cred, acea... Vreau să vă spun că acum, în perioada aceasta de gripă, doamna doctor, v-a spus că usturoiul, cred că a spus usturoiul, omoară microbii. Mâncare.